Premieră în România, Sibiul are de astăzi propria monedă locală numită Sibcoin. Moneda a fost emisă cu prilejul centenarului, dar de fapt este mai mult un suvenir. Cu Sibcoin nu se pot face plăți, întrucât singura instituție abilitată să emită monede valabile este Banca Națională a României. Dar dacă ajungeți în Sibiu și vă cumpărați monedele locale, să știți că și acestea au o utilitate. În baza lor, beneficiați de reduceri și puncte de fidelizare în restaurante, hoteluri, cafenele sau în diferite magazine care sunt partenere ale proiectului Sibcoin. Haideți acum să vedem cine a emis moneda regiunii Sibiu, care este scopul acesteia și ce spune Banca Națională a României despre monedele regionale. Moneda Sibcoin a fost emisă de Consorțiul Regiunii Gastronomice Sibiu și a fost gândită să reprezinte orașul în 2019, când acesta va fi regiune gastronomică europeană. Demersul este unul inovativ. Problema e că legislația românească prevede clar că singura instituție abilitată să emită monede și bancnote este BNR-ul. Emiterea Sibcoin, în cazul în care este o monedă în sensul definit de lege, nu este în conformitate cu legislația în vigoare. Banca Națională a României fiind unica instituție abilitată să emită însemne monetare sub formă de bancnote sau monede, au precizat reprezentanții BNR citați de Ager Press. Emițătorii Sibcoin spun că programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 își propune promovarea destinației culturale, gastronomice și turistice Sibiu pe plan național și internațional și susținerea producătorilor locali. În cadrul acestui demers, una dintre modalitățile de promovare o reprezintă moneda locală, Sibcoin. Sibcoin reprezintă o modalitate de a acorda puncte, bonusuri, reduceri pentru plățile făcute în lei în cadrul rețelei regionale Horeca, la care hoteluri, restaurante, cofetării sau producători locali au aderat. Un punct valorează un leu și toate plățile se efectuează în moneda națională emisă de către BNR și sunt fiscalizate în consecință în moneda națională a României. Monedele care poartă însemnele programului și ale regiunii sunt suveniruri, nu au subdiviziuni, nu se pot face plăți sau încasări cu ele și vor fi disponibile în forma lor fizică exclusiv ca suveniruri. În semnul heraldic de pe reversul Sibcoin este stema oficială a județului Sibiu, aprobată prin hotărârea Guvernului României numărul 1296 din 20.11.2002, privind adoptarea stemei județului Sibiu. Sistemul de bonusuri sau reduceri în rețeaua Horeca regională va fi disponibil din sezonul turistic 2019 și va fi organizat în mod similar cu sistemele care funcționează în România pentru fidelizarea clienților diferitelor companii de telefonie sau bănci, de exemplu. Consorțiul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 este format din Consiliul Județean Sibiu, Primăria Municipiului Sibiu, Primăria Municipiului Mediaș, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu și Asociația Județeană de Turism Sibiu.